Stăm de vorbă cu preasfințitul Florentin Rihelmeanu, episcop greco-catolic de Cluj-Chierla, prezent la Iași după conferința episcopilor care a avut loc la Luncani. Vă mulțumim, preasfințite, că ne răspundeți la câteva întrebări. O primă întrebare este: ce vă leagă de Iași? Ce amintiri purtați cu privire la Iași? Ar fi multe de spus și eu vă mulțumesc pentru că, în primul rând, întotdeauna sunt primit aici cu multă frățietate, cu multă dragoste. Și prin aceasta, de fapt, legăturile pe care până acum le-am cu Moldova, țara noastră, cum îmi place să spun, continuă și putem spune că cresc în continuare, se întăresc. Sigur, de Iași mă leagă, în primul rând, faptul că este locul în care am văzut lumina zilei prin mila lui Dumnezeu, aici, la Spitalul Parhon, din dealul Copoului. Dar aceasta ar fi, sigur, nașterea după fire. Pe lângă aceasta, mă leagă și în mod particular în acest an al credinței faptul că taina botezului, intrarea în biserica creștină, catolică, am primit-o aici, la catedrală, prin grija părintelui paroh de atunci, părintele Tocănel, și având ca și nași pe bunicii mei, Petru Caraman și Alice Caraman, în data de 20 octombrie anul Domnului 1959. Apoi, în continuare, tot aici am celebrat pentru întâia oară taina mărturisirii, a spovedaniei, după o bună pregătire catehetică, așa cum se făcea în general vara cu copiii care mai erau în vacanță, și de asemenea am celebrat prima Sfântă Împărtășanie în anii 67-68. Sunt amintiri plăcute, dacă sigur, evident, de la botez nu se mai poate vorbi despre o amintire, pentru că aveam doar o lună și câteva zile de la naștere. De la prima Sfântă Împărtășanie mi-aduc aminte și îmbrăcămintea pe care o purtam, cu papucii de lac și cu cămășuța albă, și preoții care ne vorbeau foarte frumos, și ceilalți copii zbordalnici, așa cum eram cu toții în pauzele de cateheză, ne mai jucam prin spațiul de joacă care era în partea lateral dreapta a bisericii, între zid și biserică, așa, un loc în care oarecum eram mai protejați. Apoi mă leagă și clasa a patra pe care am parcurs-o aici, la liceul Garabeti Brăileanu, din cartierul Copou, și, sigur, colegii de școală pe care i-am avut atunci. Apoi sunt încă rudele noastre, fratele mamei și familia, cu cele două fiice, care acum sunt ambele profesoare aici în Iași. În plus, pentru noi, mă refer aici la familia noastră, fratele meu, sora mea, Iașul a rămas un loc al vacanțelor, un loc în care veneam la bunici, un loc în care trăiam din plin libertatea jocului, pe de o parte bucuria de a fi împreună cu ceilalți copii de vârsta noastră, dar pe de altă parte era și locul în care am învățat foarte multe, în primul rând în domeniul credinței, pentru că ramura din partea mamei, fiind romano-catolici practicanți, erau nelipsiți de la Sfintele Liturghii, de la momentele de cateheză, de la tot ceea ce putea înălța sufletul spre Dumnezeu. Aici și mătușa, Charlotte Sibi, a avut un rol cu totul deosebit, chiar dacă pot spune că nouă copiilor nu ne era întotdeauna pe plac, ne chema de la joacă la orele de cateheză, ne chema la dictările la limba franceză. Cu bunica Alice Caraman, de asemenea, adeseori fixa anumite zile în care trebuiau în casă să vorbim numai limba franceză sau să vorbim numai limba engleză. Și, repet, nu constituia pentru noi chiar o mare plăcere, dar apoi, ajungând la studii străinătate, la Roma, prin mila Bunului Dumnezeu,
practic cu ceea ce învățasem în copilărie franceza și engleza, am reușit să ne descurcăm, neavând posibilitatea să învățăm limba italiană, am reușit să dialogăm, să intrăm în legătură cu cadrele didactice de la universitățile pontificale unde am dorit să ne înscriem, sigur, asta mult mai târziu, vorbesc de anii 90. Pentru a spune că aici în Moldova și în capitala Moldovei, în Târgul Iașilor, consider că s-au pus fundamentele credinței mele creștine, catolice, de astăzi și dacă astăzi, prin mila Bunului Dumnezeu și eu aș spune total nemeritat, sunt la cârma unei dieceze, este datorită acestui izvor de credință care a izvorât aici, în baptisteriul Catedralei din Iași. Mi-ați lăsat și o fotografie pe care o vom publica. Puteți să ne spuneți persoanele care apar în fotografie? Sigur, este părintele Tocănel care a celebrat botezul, dar ceilalți cine sunt? De la stânga spre dreapta, în primul rând este bunicul Petru Caraman, celebru folclorist și etnograf, aici în mod particular la Universitatea din Iași, care are în brațe pe fratele meu mai mare, Mușat, care avea un an și jumătate în vremea aceea. Apoi este bunica Alice Caraman, care mă ține în brațe înfășat în hainele specifice vârstei. Și apoi alături de bunica este mama, care practic cu mâinile întinse și ea spre pruncul botezat, privindu-mă cu mult drag. Suntem în fața catedralei, puțin spre stânga, iar Părintele Tocănel ține cu multă vrednicie în mână arma de luptă a preoților, adică breviarul, având încă stola preoțească, iar bunicul în mâna stângă ține lumânarea baptismală care a fost aprinsă, semn al luminii lui Hristos care a pătruns în tânărul suflet atunci. Mulțumim frumos! Aș dori să vă întreb cum s-a născut vocația dumneavoastră la preoție? E o problemă foarte complexă. Trebuie să spun că încă din vremea copilăriei aveam mare admirație față de preoți și aveam senzația că este o distanță foarte mare între noi copii și altar. Apoi, în timp, sigur, noi am plecat din zona Moldovei, în zona Transilvaniei, în mod particular la Turda, până în anii 70 și acolo asistam și participam la oficiile în limba maghiară o perioadă de timp, ceea ce oarecum, să zicem așa, ne-a făcut să înțelegem mai puțin din ceea ce se spunea și să trăim mai mult actul liturgic, dar propriu zis, ideea aceasta preoției a apărut mult mai târziu, a apărut în anii 1980, când a avut loc o întâmplare, zic eu, providențială, într-o duminică a Rusalilor, în Biserica Piaristilor din Cluj, în care ne aflam împreună cu familia și fiind foarte mare înghesuială, pentru că credincioșii greco-catolici mergeau în Biserica Piaristilor în general și acolo veneau și preoții greco-catolici, preoții care erau cunoscuți și călugării și ceilalți preoți profesori. S-a întâmplat tocmai din cauza, zicem, lipsei de aer să leșin în biserică. Și atunci au venit mai multe persoane care mi-au dat primul ajutor și m-au așezat pe trecere de intrare a bisericii, după care a venit o persoană la mine și mi-a spus, rămâi aici că mă duc să îți aduc un suc, apă, era o cofetărie în apropiere. Am privit această persoană, am reținut chipul acestei persoane, dar n-am mai văzut-o pentru că între timp a venit mama și cu sora mea și ne-am întors acasă. Bunul Dumnezeu a vrut ca în toamna aceluiași an, ieșind de la Sfânta Liturghie, tot la Biserica Piariștilor, o persoană să vină la mine foarte insistent să-mi spună vreau să stau de vorbă cu tine. Mie mi se părea persoana cunoscută, dar nu știam de unde, din ce conjunctură. Și după aceea am rememorat Duminica Rusalilor și mi-am dat seama că este aceeași persoană. Mi-a propus o întâlnire personală, tete-a-tete, cum am spune. Ne-am întâlnit, mi-a spus că este profesor de biologie,
și am început o discuție despre viață. Am continuat să mă mai duc săptămânal și apoi, treptat, am înțeles că nu este doar profesor, ci că are și un grup de tineri. Un grup de tineri cu care duminica făceau ieșiri la iarbă verde, la care era deopotrivă și un meci de fotbal, dar și rugăciunea rozarului sau cântări religioase. Și treptat am intrat în acest cerc și doar mai târziu, cam după câteva luni, am aflat că este preot greco-catolic și mi-a permis să asist la liturghia care se celebra în casa Sfinției sale. Este vorba de Părintele Pantelimon Aștileanu, de vrednică amintire. El a fost, practic, persoana care mi-a deschis calea spre preoție, chiar dacă întrebarea, poate cea mai tranșantă, mi-a pus-o un călugăr bazilian. Eram în primul concediu ca și inginer, pe care îi cerusem Părintele Pintea să-l petrec într-o parohie și Părintele Pintea zice, du-te la Vatra Dornei, am acolo un preot pe care îl cunosc și te va primi. Și eram puțin contrariat, așa, să mă duc în necunoștință de situație. Mi-a zis, nu, te dai jos din tren la stația Vatra Dornei, te uiți unde-i tur la bisericii și mergi acolo la casa parohială și spui că te-am primit eu. Zis și făcut. M-am dus acolo, a venit o persoană destul de simplă, îmbrăcată în haine de lucru. Eu credeam că este portarul sau slujitorul casei. M-a invitat înăuntru, acolo am făcut cunoștință cu părintele Iosif Sabău, care în vremea aceea era paroh la Vatra Dornei și care m-a primit cu toată căldura și bucuria. Și apoi am intrat în ritmul casei, un ritm care îmbina rugăciunea, liturghiile, momentele de masă împreună și, sigur, și momente de plimbare, momente de relaxare. Celebram Sfânta Liturghie cu părintele Bazilian pentru că, de fapt, acel portar sau slugă era unul dintre călugării bazilieni refugiați în casa parohială a părintelui Iosif Sabău și avea o mică încăpere sub scară, o încăpere triunghiulară în care era strict un dulap, un pat, o masă și un scaun. După una dintre liturghiile pe care le-am celebrat cu ușile închise în acea biserică la Vatra Dornei, părintele Micu m-a chemat la el și m-a întrebat, nu te-ai gândit niciodată să devii preot? Și am spus nu. Și mi-a răspuns, gândește-te de acum înainte. Și atunci, pentru mine a început un examen de conștiință pe care apoi, sigur, l-am continuat și acasă cu părintele Pintea și apoi ne-am înscris pe orbita acelor cursuri în clandestinitate, așa cum era în vremea respectivă, mă refer la anii 86, 87, 88, pentru că apoi, în 1990, când s-a deschis oficial un curs seral al Institutului Teologic, sigur să mă înscriu în cei 40 de tineri care erau la aceste cursuri și le frecventau, lucrând ca și inginer până în jurul orei 15-15.30 și apoi venind cu drag la episcopie pentru cursurile care le ofereau preoții trecuți prin focul persecuției. Au trecut mai mulți ani de când ați fost sfințit preot, între timp ați fost chemat și la slujire de episcop. Aș dori să vă întreb, de ce este frumos să fii preot? Care este frumusețea preoției? În primul rând, adeseori când mi s-a pus această întrebare asupra preoției, am spus și am recunoscut, nu am fost tipul de copil care de mic să se fi jucat de-a preoția sau să se fi jucat de-a liturghia. Mi-amintesc că la prima împărtășanie, pentru că am vorbit deja de prima împărtășanie, am primit un rozariu și cu bucurie mă rugam cu el, dar ceea ce m-a atras mai mult a fost faptul că Bunul Dumnezeu mi-a dat să înțeleg că în viață există un adevăr mai profund decât ceea ce oamenii în general, prin științe sau pe alte căi, descoperă. Și aici mă refer la faptul că am avut o perioadă de timp în care studiam în particular filozofia, filozofiile asiatice chiar, dar mi-am dat seama că exista oarecum un mister neconcretizat, dacă putem spune așa. În schimb, în clipa în care am studiat
teologia, sigur, a început în clandestinitate, după aceea la Roma, care a fost practic o bucurie și o ocazie cu totul deosebită, mi-am dat seama de un alt fapt. Faptul că Dumnezeu este Cel care, în clipa în care cheamă, deschide toate porțile. Și acest lucru l-am perceput și în momentul hirotonirii preoțești în Piața Libertății din Cluj, dar chiar și în momentul hirotonirii episcopale de la Roma. Dumnezeu, în clipa în care cheamă, oferă foarte multe satisfacții pe plan spiritual, sigur, nu material, pe plan spiritual. Și dacă oferă momente de încercare, oferă și tăria de a le putea duce mai departe. Frumusețea preoției este a acelui om care se poate oferi cu bucurie pe sine, care își poate oferi viața știind că are un scop precis și un model concret în fața lui. Nu este numai bucuria creștinului credincios care prin botez deja are o orientare, oferă un sens propriei vieți. Este mult mai mult decât atât. Este cel care ajută pe ceilalți în momentele în care poate se simt mai slabi în credință. Și aici, de exemplu, satisfacția unei mărturisiri primite, ascultate, persoane care, de exemplu, n-au mai fost de 10 de ani la mărturisire și care au curajul să o facă, sigur, pentru preot este, zic eu, pentru mine ca și preot, o împlinire cu totul deosebită. Simt că un suflet a fost câștigat pentru Hristos, dacă putem spune așa, un suflet care poate fi mântuit, care merge pe calea mântuirii. Ce este mai frumos decât să poți dărui viața veșnică ca urmare a harului primit, să-L faci prezent pe Hristos și harul patimilor sale în confesional, dar și jertfa sa pe masa Sfântului Altar. Dacă noi oamenii adeseori ne facem cadouri unul celuilalt de zilele aniversare, de zilele onomastice, căutăm un cadou care să facă plăcere celuilalt, ce alt cadou mai frumos poate fi decât să putem spune ești dezlegat de moarte, ești dezlegat de rău și primești taina spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. O ultimă întrebare, suntem în anul credinței, spre finalul acestui an, iată că în duminica în care sărbătorim pe Hristos, Regele Universului, se încheie anul credinței. Ce gând purtați cu privire la credință și ce ar trebui să facem noi să creștem în credință? Consider că a fost, într-adevăr, o inspirație divină, acest an al credinței, foarte necesar fiecare dintre noi, poate în primul rând mie, ca și păstor, și am încercat la persoana întâi să aplic ceea ce pontiful roman Benedict al XVI-lea, acum emerit, recomanda prin documentul Porta Fidei, și anume să fie o reînnoire, o reînvigorare a credinței noastre creștine, plecând de la momentul botezului. Mai mult, pontiful roman de atunci recomanda să încercăm să ne reîntoarcem la locul în care am fost botezați și să reînnoim devoțional promisiunile făcute la botez, sigur, de data aceasta, conștient și deplin responsabil. Practic, de aceea mă aflu aici, am încercat să retrăiesc acel moment al botezului și aici doresc să-i mulțumesc păstorului nostru și episcopului nostru, drag sufletelor noastre, preasfințitului Petru, care m-a primit și m-a sprijinit în această acțiune liturgică pentru a porni oarecum la un nou drum în credință. Anul credinței consider că trebuie să ne trezească, să ne scuture poate puțin, să ne aducă aminte de valoarea mare a credinței creștine. Responsabilitatea acestei credințe, care începând din primele secole a fost trăită la nivele atât de înalte de martirii creștini, dar și în secolul 20, după cum știm, prin multe mărturii pe care le avem, dintre care poate una îmi vine mai profund acum în minte, acel răspuns pe care primul purpurat al neamului românesc, cardinalul Iuliu Hosu, îl oferă persecutorilor atunci când, la Sighet fiind în penitenciar, este invitat să se lepede de credință. El răspunde:
nu pot, credința noastră este viața noastră. Acest moto al vieții sale, această sintagmă, ne invită pe fiecare dintre noi în anul credinței să ne întrebăm dacă într-adevăr am făcut pasul al doilea, de la ascultarea credinței la trăirea credinței. Iar dacă l-am făcut, atunci să ne punem problema pasului al treilea, al mărturisirii credinței. Nu este suficient doar să ascultăm credința, doar să participăm la actele sacramentale liturgice, este nevoie să trăim prezența lui Hristos în sufletele noastre, cu alte cuvinte, trăirea lui Hristos să devină viață prin noi, cuvântul întrupat prin noi și apoi cuvântul mărturisit și celorlalți. Credința noastră creștină și anul credinței ne orientează. Mi se pare foarte important în lumea de astăzi, care uneori pare dezorientată, care nu mai are valori de care să se poată agăța, sprijini, nu mai are modele creștine, noi creștinii să putem oferi aceste modele. Sigur, sunt modelele înaintașilor noștri martiri mărturisitori, dar fiecare dintre noi poate constitui un model și poate arăta prin propria viață că a trăi creștinește înseamnă a da un sens, o orientare propriei vieți și anume sensul mântuirii. Preasfințite, vă mulțumim frumos pentru gândurile frumoase pe care le-ați rostit și pentru mărturia pe care ne-ați oferit-o. Cu toată bucuria și eu vă mulțumesc pentru primire și ospitalitatea moldovenească, deja tipică și clasică. Lăudați să fie Iisus Hristos! În vecii vecilor! Amin!